Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din The Planet Crafter. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, și suntem astăzi în baza numărul 1, prima noastră bază. Pentru cei care nu sunteți aici de la început și ați venit pe parcurs, bine ați venit. Aceasta a fost la un moment dat prima mea bază, fix lângă această navă care a căzut. Am refăcut-o un pic, acum e în formă de U, dar are cam tot ce avem nevoie în ea. Și suntem aici pentru că m-am mai plimbat eu un pic ca să mai văd ce mai pot să găsesc ca să vă prezint vouă în videoclipurile respective. Și am găsit ceva, m-am plimbat un pic în zona respectivă, încolo așa, unde o să mergem și astăzi ca să vă arăt mai multe lucruri, pentru că sunt sigur că găsim mult mai multe lucruri. Și uitați-vă un pic ce am găsit. Eu am plecat cu inventarul gol. Am găsit aluminiu, super alloy, circuit board, fertilizer, tier 2, plant multiplier fuse, care valorează 2500 de tera tokens pe care nu-l aveam. Am găsit tier 2 mutagen pe care nu-l aveam. Am găsit nitrogen cartridge, da? Pe care nu știm să-l facem, încă nu avem rețeta. Am găsit obsidian, am găsit osmium, super alloy rod am găsit, am găsit osmium rod, am găsit uranium rod, top, am găsit niște chestii foarte, foarte mișto. Prin urmare, vreau să mergem astăzi în continuare în acea direcție, ca să vedem exact ce mai putem să găsim. O să folosesc acest container ca să le punem pe toate, pentru că nu am nevoie, sincer, de absolut nimic de aici. O să punem cât putem, apoi le luăm pe ăstea și pe ăstea. Ăstea sunt importante, ăstea sunt mai puțin importante, ăstea sunt importante. Iar pe ăstea vedem noi unde le punem pe aici. Aparent nu prea avem pe unde să le punem, că am toate astea pline. Uite aici la aluminiu o să le pun pe toate. Bun. Vedeți că avem nevoie de mâncare. Un pic, bineînțeles, o să băgăm niște mâncărică ca să avem la noi. Una cred că este suficientă. Uitați-vă un pic jos la oxigen să vedeți cu cât scade oxigenul. 0,2 pe secundă. Aproape ajungem la infinit, ceea ce este super mișto. Suntem la 86% din terraformation către breathable atmosphere, atunci când nu vom avea nevoie de oxigen și vom putea să mergem liniștiți pe oriunde. Și cum am ajuns eu să mă plimb de fapt în zona aia? Acolo e o căsuță pe care am făcut-o, dar am ajuns cu totul prin altă parte, prin spate, pe acolo am ocolit munții. E, am văzut eu că s-a creat această crăpătură, fraților. A venit acest pom și s-a creat această crăpătură pe care nu o știam, nu am văzut-o și, sincer să vă spun, nu cred că era acolo. Dar acum este. Așa că vom merge pe acolo și vom vedea ce găsim. Avem o cascadă imensă, cu siguranță găsim ceva acolo. Nu am fost acolo, special... Special ca să vedem despre ce este vorba. Deci avem practic o nouă lume. Sunt niște insulițe, niște ciuperci pe aici pe care le-am mai văzut la un moment dat. Și intrăm pe aici pe jos. Oare am fost pe aici? Eu nu cred că am fost pe aici, așa că putem să mergem. Sincer să vă zic, nici n-am văzut partea asta de sub insulă. Oare am fost aici până la urmă? Bă, da, am fost. Aici am găsit Warden's Key-ul și aparent ajungeam pe aici mult mai ușor. Dar nu știam. Bun. Mergem înapoi spre exterior. Și între timp vă zic, fraților, nu uitați, dacă vă place seria asta și vă plac episoadele pe care le fac eu aici, lăsați și voi un like. Știu, e greu, uitați, și eu uit de foarte multe ori să dau like la videoclipurile la care mă uit și care îmi plac. Aia e, ne uităm, vedem și plecăm. Dar dacă vă aduceți aminte și vreți, dați și voi un like, mă ajută foarte mult, ajută și videoclipurile să crească și să le vadă și alții. Am găsit o cutie cu un uraniu, de ăsta am nevoie, că aparent de uranium, ca să facem uranium rods. Bun, acolo e căsuța pe care am creat-o. Cumva n-am ajuns pe aici, nu știu, am creat-o căsuța acolo, dar nu am luat nimic de pe aici. Avem niște vegetație diferită și avem aceste podețe. Foarte interesante podețele astea care merg către insulă. Vezi? Și asta e practic un fel de insulă. Sunt curios dacă putem să luăm câte ceva de pe aici. Oare pe sub apă găsim ceva interesant? Nu găsim numai zeolite de care am
suficient, am un dulap întreg și n-am nevoie. Bun, mergem mai departe, vedem ce este această structură și ce desparte ea, practic, și după aia mergem în spatele cascadei să vedem dacă este ceva. Bun, aici avem zona de vulcan, zona activă, probabil găsim obsidian. Acolo avem o navă. Deci probabil aici am văzut nava aia pe care am și fost, dar în care n-am fost acum de când avem tier 3 deconstructul. Nu o să iau nimic de pe aici decât ce este diferit și nu am. Sau materiale care sunt uai de capul meu cei pe aici, materiale care sunt mai speciale. Bun, avem o altă insuliță pe aici. Vedeți, avem podețe care leagă aceste insulițe. Și vreau să mergem în navă. Hai să mergem în navă un pic. Știu că aici am fost. Hai să facem și un pic de lumină. Aici am fost. Da, aici am fost. Dar la fel, nu cred că am ajuns cu tier 2. Avem în stânga și în dreapta. Țin minte scările astea. Vreau să mergem în față. Aici o să mergem pentru că putem să deblocăm. Aici am fost. Ceva înăuntru? Da. Mai mult ca sigur aici am fost pentru că am pus lucrurile care nu mă interesau. Și pe aici cu deconstructul nu mai putem să dăm deconstruct la nimic. Bun. Mergem atunci în partea asta altă. Și am deblocat o nouă zonă. Bineînțeles, avem acest reactor cu 3. Avem nevoie de 3 nuclee ca să putem să pornim această navă. Momentan nu am deblocat, dar rocket, uranium, super alloy, rocket engine, mutagen. Bun, le-am găsit pe astea de aici. Squash seeds o să le las, în rest le păstrăm pe toate. Și mai e încă unul, osmium, rachetă. Super, super tare. Și tusk acid, bineînțeles. Și deja, cred că nu prea mai avem loc în inventar. Partea bună, partea bună este că avem casa aproape, casa aia aproape. Și facem ceva. Hai să vedem ce găsim pe aici. Bineînțeles, și mai multe circuite. Și am primit un new blueprint pentru un alt tri-seed. Bun. Și găsim ceva interesant pe aici, nimic. Pe aici avem niște spacesuit-uri. Eu le voi lua că, cine știe, o să vreau să fac o colecție. La un moment dat o să le distrug pe alea de care nu am nevoie. Dar momentan, cât timp avem loc în inventar, le luăm. Și apoi vedem ce facem. Bun, mai avem aici ceva, nimic interesant. Pam, 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 mergem la fel, mergem pe sus. Hai să vedem ce găsim pe aici. Nimic, nimic. Eu o să stau pe deconstruct totuși. Dar nu am găsit nimic și am găsit aici încă un suit. Spacesuit Fablo, Spacesuit Fablo, le-am pe astea. Bun, deci, pe aici nimic, nimic. Bun, deci aici nu avem nimic. Probabil o să se deschidă mult mai multe uși în momentul în care o să avem. Și cred că pe aici... Nu, invers, uite așa. Stânga sau dreapta? Pe aici am fost. Mergem pe aici, pe aici, pe aici și în afară, înapoi. Bun, unde este acea căsuța mea? Nu știu unde este. Apa avem, am băut. Unde este fântâna, doamne? Unde este... Cred că în spate acolo ar trebui să fie. Acolo e căsuța. Uite, am găsit încă o... Ce e aici? Destrălucește. Osmium. Bun. Să fie primit. Osmium. Nice. Și sulf și sulf și gata. Nu mai avem loc în inventar. Deci mergem la căsuță. Bă, ziceam că am găsit aici. Uite. Nimic in... ba da, nu 300. Unde este, mă? Era o cascadă. What the fuck? A, uite, asta e cascada. Bun. Deci am trecut de ea destul de mult. Și am ajuns direct la navă, am mers. Nu știu cum am ajuns. Aș vrea să mergem la casa aici. Sper din tot sufletul să avem și un... un dulap. Și că am fost inspirat să am și un dulap. Chiar două. Chiar am pus niște chestii pe aici. Ok, ok. Le pun pe toate.
O să am nevoie doar de aici de mâncare și apoi le punem mai departe pe ăstea și la fel o să iau mâncarea. Bun. Altfel mâncare mai am pe aici. De astea, de exemplu, putem să le lipsim, aș putea spune. Și aici la fel, de ăsta, de ăsta, de ăsta. Ăsta nu, ăsta poate să rămână. Ăstea la fel aici și putem chiar să mai facem, mai tragem încă un dulap dacă tot avem aici spațiul ăsta. Bun. Și aici să punem prostiile astea. Bun. Și hai să mergem în spate, să vedem dacă găsim ceva în spatele acestei cascade. Mergem pe jos. Poate găsim ceva pe sub apă. Un cufăr, ceva, Poate este un drum. Uite cum e aici. Nu cred. Aici, la un moment dat, sigur n-a fost nimic. Dar hai să vedem. Bun, ieșim la suprafață și intrăm sub apă. Nu văd absolut nimic. Uite că am găsit. Deci este ceva. Nice. Tot timpul verificăm. Tot timpul verificăm. Bun. Oh, fiți atenți. Cred că astea sunt dronele. Câte drone. Putem să le luăm? Le dăm decompose? Nu putem. Aici avem niște semințe. Ce tare. Și aici la fel. Astea ar fi drone. Asta e un mesaj. What was supposed to be fun, relaxing time turned into a nightmare. A 5-week space cruise across the lesser known parts of the universe. Unfortunately, our stupid crew was not able to respond to a seemingly minor incident. And we were, we, and here we are burying a few bodies we were able to retrieve from the burning wreck. What will happen to us now will most certainly be similar. We are heading west and see how long we can survive. I would say a few days at most. Some sanity. Two survivors, at least for now. Deci asta este o navă. What? Mamă, ce am găsit aici. Tier 1 agility boots. Tier 2 oxygen tank. Tier 1 backpack. Tier 2 exoskeleton. Și spacesuit BTO. Îl luăm. Și tubio. Că restul nu. Interesant, deci asta este un crew. Și aici am găsit chestia asta. Ce tare! Ce mișto, și aici s-au ascuns practic. Foarte, foarte mișto. Deci au mai fost aici oamenii înainte, numai că nu au fost la fel de fericiți cum suntem noi, zic eu. Bun. Hai să vedem mai departe, încotro ne duce lumea asta. Cam ajuns destul de bine. Vreau să mai explorăm un pic. Dacă tot am găsit lucrurile astea, o să merg aici frumos și o să mai pun din ce am găsit. De exemplu, am găsit Fablo și Beteo și Tubio. Tubio mai aveam. Oh well, aia e. Noi să fim fericiți că le-am găsit. Bun, nava a fost acolo și am găsit-o. Hai să vedem dacă mai găsim ceva în zona asta, că pe aici n-am fost. Uite un copac acolo. Deci cu siguranță mai avem lucruri pe aici de vizitat. Dragii mei, cam ăsta o să fie videoclipul de astăzi, o să fie strict de explorare și de a găsi lucruri noi, pentru că zona asta nu am văzut niciodată și mi s-a părut interesantă. E frumoasă, e nouă, aici nu am fost, clar n-am fost cu voi, dar aparent nu prea am fost nici singur în foarte multe locuri de pe aici. Și vreau să vedem un pic, să vizităm, să vedem dacă găsim ceva interesant, dacă, uite cum am găsit acum partea asta de poveste. Să vedem dacă mai găsim ceva din poveste. Nu cred. Aici pare să fie doar deșert și să se termine harta. Dar verificăm. Și după aia, dacă nu, mergem în zona cealaltă. Mergem în zona de... că mai avem timp. Teoretic. Mergem și vizităm zona de lavă încolo, de erupție vulcanică. Dar până atunci eu am pretenția să mai găsim câte ceva pe aici. Așa îmi doresc eu. Zi în cufere. Cufere albastre. Cufere poate gold. Poate apare ceva. Din păcate, pe partea de setări grafice, nu mă lasă să setez un draw distance mai mare. Și pe ăsta mă lasă și atâta a fost. Ha. Asta e nava și am ajuns înapoi la partea asta.
Hai să mergem încoace un pic să vedem ce găsim. Că n-are cum să... Ăstea oare se pot lua? Nu se pot lua, că sunt anumite plante care se pot lua și care dau 450% oxigen multiplier. Apropo! Bă, nu v-am zis decât acum, nu-mi vine să cred că au trecut 15 minute și eu nu v-am zis ce am reușit să obținem. Și un lucru foarte, foarte mișto, de altfel. Vedeți cât ce terraformation index avem? Avem 29,85. Știți peste ce prag am trecut? Exact, peste pragul de 25. Știți oare voi ce se găsea la pragul de 25? De GTI? Exact. Teleporterul. Așa că în episodul următor, acum am zis că facem partea asta de plimbare, iar în episodul următor, cu siguranță vom merge și vom face teleporterul. Să vedem cum funcționează. Să vedem de ce materiale avem nevoie, să vedem mai multe lucruri. Să vedem un pic așa cam care-i treaba. Bă, pe aici nu prea mai pare să fie absolut nimica. Asta poate să fie o... Ar putea să fie ceva. Păi nu v-am zis eu că ar putea să fie ceva. Microchip, Golden Effigy, diferit de ce am avem până acum, nice, și Golden Seed. Astea mă interesează. O să le iau și pe astea, doar ca să le iau pe ăsta și apoi... Bă, le păstrăm, what the fuck. Le păstrăm până una alta. Bun! Nice! Am găsit și un gold. Era culmea să nu găsim. Pe aici n-am pretenția să mai găsesc ceva. Dar v-am zis, prea era așa nimic și era destul de ca o perdea, ca o cortină. Și hai să intrăm un pic în zona asta de junglă. Poate mai găsim ceva interesant pe aici, deși mă enervează foarte tare acele adnotări. Pe aici nu avem nimic. Cred că aș putea totul să le ascund un pic, așa. Și uite ce am găsit din prima. Ăsta mă interesează, ăsta mă interesează. Și sulful, pentru că sulf nu prea am. Și am găsit o peșteră. Și aici e ceva ascuns. Mai mult ca sigur, nu? Da. Da, dar nu-i nimic, adică. Da, la fel, pe același principiu se bazează. Hai să intrăm, că am văzut aici că este o peșteră. Nu? Mi s-a părut? Sau e mai jos aici? Aici, mă. F2. Hydration level low. Și nu am... Nu avem apă pe aici. Fuck. Nu-i bine, nu-i bine. Uite și acolo e o cutie. Mamă. Deci fiți atenți că eu o să mor de sete și pot să beau apă de oriunde. Ce am găsit aici. Nice. Țup. Bun. Păi, băi. Ține minte locul ăsta și fugim un pic să găsim apă. Bă, o oază, n-avem nimic apă aici? Nasol. Hai să mergem repede să căutăm. Că nu e bine. Uite, hai că avem apă acolo, e bine. Dar totuși, rămâneam fără apă. Not cool. Uite, am mai găsit-o și pe asta. Osmium rod. Bun. Hai mă, că am găsit chestii mișto. Mai e una acolo, mor. Am mai găsit una sus. Mă plângeam eu că nu prea am găsit chesturi. Ăsta n-are nimic. Bait. Big bait. Bun. Cu ocazia asta, uitați-vă un pic, avem la oxigen 0,1. Minus 0,1 pe secundă. Practic, de-abia dacă mai pierdem un pic de oxigen. În schimb, problema mea e cu apa, aparent. Nu mai e. Mai țineți minte când aveam probleme cu... Așa. Cu oxigenul? Ei bine, acum avem probleme cu apa. Bun, mergem aici. Că dacă tot facem treaba asta. Punem așa. Ăsta nu o să iau de aici, dar punem așa, nu mai avem loc. Aici mai punem cât mai putem, uite, așa și atât. Și apoi punem și aici. Țup, toate. Tot. Și acum mergem înapoi. Ați văzut voi că nu prea mai am mâncare. Hai, am băgat mâncare. N-am mai găsit din alea space pack-uri.
pe care le găseam la un moment dat. S-a făcut noapte deja. Acum sper să mai găsesc. Era în sus undeva. Nu era pe aici. Oare pe aici avem ceva? Ar părea să fie, dar nu este. Nu, e tot încolo. Dar trebuie să vedem unde mai exact. Cred că în muntele ăsta. Pe acolo. Dacă țin eu minte bine. Ori pe aici. Acolo cred că e totuși. Da. Coborâm, am mai văzut o cutie. Dacă tot am ajuns, uite, acolo este. N-avem nimic important. Și intrăm în peșteră și vedem ce găsim în peșteră. Am găsit aluminiu. Să fie primit, aluminiu e bun. Am aparent suficient, acum am făcut și o mică zonă de farmat aluminiu cu două extractoare. Dar aluminiu e bun pentru că facem superaloi. Ehe, bubuială, așa se numește asta. Și am mai găsit un superaloi, un uranium și un rocket engine. Bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem nevoie de un titanium și un silicon. Oare le voi găsi pe afară, pe aici? Pentru că trebuie să facem un beacon. Dar n-am prea văzut resurse pe jos pe aici. Nici n-am fost într-adevăr atent. Uite iron. Uite titanium. Uite iron. Uite iron. Nenea, am nevoie de silicon acum, mulțumesc. Hai înapoi. Și punem fix la intrare ca să știm pe unde să venim. Bubuială. O să avem de bubuit super mult. Bun. Și avem, culoarea este portocaliu. Și scriem bubuială. Bun, că bubuiel pe aici n-aveam. Și mergem pe sus, așa că văd că ne îmbie să mergem în direcția asta. Să vedem ce mai găsim. Dacă nu mai găsim nimic, știți cum v-am zis? Ia. Ce frumos e și pe aici. Voi vedeți ce natură frumoasă pe aici? Bă, chiar e frumos. E interesant pentru că nu mi se părea că avem o grafică atât de mișto în jocul ăsta. Și totuși cumva a reușit să coloreze foarte, foarte frumos. Și mai mult decât atât, dintr-un joc care era... Uite, mai avem o peșteră, mai avem o bubuială. Un joc care era foarte anos la început. Pentru că n-aveai apă, n-aveai plante, n-aveai nimica. Acum deodată avem. Bun, mai trebuie să luăm încă un silicon. Nuclear Fusion Generator. Nice. În sfârșit o să avem și mai multă energie de acum încolo. O să putem să creăm energie mai multă. Sunt curios de ce avem nevoie pentru aceasta, dar o să aflăm imediat. Aici avem again bubuială. Bun, hai să vedem de ce avem nevoie la nuclear. To go nuclear. Pulsar și superaloi. Partea bună este că avem mult pulsar. Deci pulsar chiar avem. Am mai mult decât superaloi rod. Din punctul ăsta de vedere chiar e bine. Am ajuns destul de sus pe aici. Îmi place. Vedeți că asta e ca o găleată așa. E interesant. Nu văd să fie ceva înăuntru. Dar uite o cutie acolo. Uite o cutie și pe partea asta. Și apoi coborâm pe partea cealaltă. Și coborâm undeva jos. Explosive powder. Super alloy. Uranium rod. Mutagen, rocket engine și uranium rod din nou. Fraților, avem foarte multe rocket engine-uri. Asta înseamnă un singur lucru. Va trebui să trimitem mai multe rachete în spațiu. Încă un super alloy rod. Încă două rachete. Rachete engine-uri și sulf. Bun, hai să mergem ușor, ușor să vedem. Pe aici se coboară.
Vedem dacă mai găsim ceva. Mi se pare că o să coborâm într-un fel de peșteră. Asta nu știu ce e pe aici. Aș putea să mergem pe acolo, e ceva ascuns, bun. Mergem pe aici să vedem ce găsim. E un fel de peșteră interioară, dar ce-am găsit aici este un cufăr cu și mai mult uranium, zeolite, leiau. De zeolite pot să mă scap destul de ușor că nu am nevoie. Bun, îmi place. Și-am găsit și aici ceva. Oare în interior? Oh, taci! Fiți atenți! Ce e în jos! Bun, trebuie să mergem în cealaltă parte înainte. Că mai este și aici ceva. Am ajuns într-o mică peșteră. Și apoi am ieșit în alt loc. Dar, fiind tot extern, e un fel de o serie de peșteri. Nu, dar eu vreau să mă duc înăuntru. Uite ce am găsit. Asta am găsit. Cum ziceam eu că mă scap de zeolite. Mă scap, dar trebuie să mă mai scap de niște chestii pe aici. Aluminiu, vă dați seama. Ăsta. Bacteria sample. Ce mai avem pe aici pe care putem să lăsăm? Sulf, de principiu. Și luăm bacteria sample. Dar asta se face ușor. Nice. Nice, nice, nice. Bun, dar eu trebuie cumva încoace, așa. Și după aia ajungem undeva jos. Bă, dar eu pot să beau de aici? Așa. Bun. Vai de capul meu, explorăm adâncurile acestei. Wow. Ce mișto. Și peștoi. Și pe aici avem una. Oh, taci că uite. Bă, ești nebun? Mamă. Ce-am găsit pe aici? Bine, problema este că eu cum ajung înăuntru și ce găsim pe aici? Uitați-vă un pic. Uai, ai, 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 ai. Țup, 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 țup. Bun. Asta o să fie ceva pe aici, o să citesc mai încolo. Uitați-vă un pic ce am găsit. Rocket engine-uri. Fertilizator nu mai am nevoie, sulf nu mai avem nevoie. Mamă! Am găsit foarte multe chestii. Problema e că nu o să mai am eu oxigen suficient. What? Ce-am găsit? O să mor pe aici, vă zic clar. O să mă întorc eu să le regăsesc pentru că... Mama, aia e. Am murit, dar uitați-vă un pic ce am găsit pe aici. Genial. Aia e. Am pierdut o parte. O să le pun aici. Pe toate. Tot ce am găsit. Fui, ai, 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 ai. Mai trebuie să găsim. Doamne, băi, nu pot să vă las cu videoclipul așa. Întrebarea e... Pe unde am pierdut eu lucrurile? Cam ajuns pe undeva destul de departe, dar nu știu pe unde. Fai de capul meu ce am găsit, fraților. Ar fi mișto, ar fi fost mișto să pot să pun un...
un pin acolo unde am murit. Da, mă descurc, îl găsesc. Și revenim tot pe acest videoclip, că nu vă las. Cu ce am găsit aici, o să avem și un meteorit cu ceva interesant, deci e perfect. Revin, fraților, în momentul în care ajungem acolo ca să facem totul cum trebuie. Genial, genial. Punem afară ăsta, nu merge afară, nu? Pe acolo, pe undeva a lovit. Aici oare merge? Da, uite așa. Bun. Bun, hai că vă las și ne auzim când ajungem acolo, da? Hai că am ajuns înapoi. Am ajuns pe aici, aceeași structură pe care am găsit-o, ceea ce e foarte, foarte mișto. De data asta mi-am luat și niște butelii de oxigen cu mine. Să vedem un pic dacă găsim pe aici ceva. Uite, am găsit niște lucruri pe care nu le văzusem pentru că m-am dus destul de repede. Tier 3 hitter pe aici, nimic interesant. Și mergem mai departe. Ieșim și mergem mai departe pe aici pe, să vedem exact unde am murit. Dar oricum, fraților, super mișto toată treaba asta. Eu am fugit aici. Să-mi aduc aminte pe unde am fugit. Am găsit aceste structuri. Uitați-vă un pic ce am găsit aici. Să citim un mesaj. Îi dăm un F12. Nu stau acum, vă dați seama că nu stau acum să citesc mesajul. Îl citim în momentul în care ajungem pe sus pe undeva. Este incredibil ce e pe aici. Chiar foarte mișto. Mergem mai jos pe aici, așa. Și după aia găsim niște scări. Genial! Nu mă așteptam ca videoclipul ăsta să ajungă aici, așa. Uitați-vă, am găsit exact toate produsele noastre. Și mergem mai departe, urcăm și încercăm să ne refacem un pic. Uitați-vă un pic, cred că aici, da, aici aveam oxigen. Fui, ai, 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 ai. Am găsit niște scări. Și ăsta este un templu. Discover the Cenote Biome. What the fuck, uitați-vă un pic ce am găsit aici. Pe aici nu am cum să sar. Așa că o să vă las, uite așa. O să facem niște poze și vedem după aceea. Mamă, ce e aici. Wow. Wow, wow, wow. Brilliant. Asta putem să o citim. We want to survive. Waiting for certain death is not selflessness, it is suicide, it is self-destruction. Some of us has chosen to live before the inevitable. To leave this destruction behind, and our loved ones who think that fate is greater than choice. If you want to join us, use this chip to find hidden 10 keys we left behind on this planet and place them in the extraction capsule. Deci la final, după ce le găsim pe toate, avem extraction capsule-ul. Și am găsit Warden Key Detector. Use this in the blueprint screen to unlock a new blueprint. Și găsim detectorul de Warden Key. Super, super, super tare. Fraților, ce am găsit aici. Brilliant. Genial, am găsit parte din story fără să caut. Pur și simplu ne-am plimbat. Și uite că e bună și partea mea, dorința mea de a explora totul pe aici. Pentru că am ajuns în zona asta unde este genial. Genial, n-ai cum. Uitați-vă un pic și urcăm pe acolo. Pe aici o să mergem. Wow. Și apoi mergem înapoi sub apă pentru că mai aveam încă o parte de explorat. Da? Pe aici mergem jos înapoi și o să mergem și jos înapoi. Dar vreau să vedem un pic unde duce scara asta. Foarte, foarte mișto. Și când mă gândeam că pur și simplu acest joc este un joc de crafting și de survival și de mecanizare și de automatizare. Și am mai găsit încă ceva.
What will the future be for us? What is our destiny? We believe that we can survive, that we can find another place and build a new colony once again. Just as we did a long ago, we can do it again. Our sisters, brothers, mothers, fathers, peers, we are sorry. A warden. Nice! Uitați-vă un pic, frate, asta e de poză. Ăsta este de thumbnail. Am găsit orașul din adâncuri. Fix așa o să se numească videoclipul. Bun, hai să mergem mai departe. Mi-ar plăcea să se regenereze oxigenul, sincer. Din păcate, nu numai că nu se regenerează oxigenul, rămânem și fără mâncare. Așa că mergem frumos înapoi. Am 3 butelei de oxigen, ceea ce este bine. Problema în momentul de față nu este cu oxigenul, este cu mâncarea. Nu mai avem probleme cu oxigenul acum, avem probleme cu mâncarea. Doamne! Fenomenal! Fraților, mi-e place foarte, foarte mult acum. Mi se pare incredibil. Bun, hai să facem o treabă. Punem așa. The self should not exist, what we have been told since we were born. We are as one, we the wardens are the one united without individuals in the group. Can the concept of a group even exist if there are no entities? But when your own existence is threatened, when your self can disappear, how can one really be selfless? Is the urge to survive really incompatible with selflessness? Deci oamenii ăștia erau foarte deștepți. Erau mult mai deștepți decât... decât ce știm noi. Mult loc nu mai am în inventar, așa că nu o să mă duc să dau deconstruct la toate. O să vreau să mergem mai departe și să intrăm și în cealaltă parte. Să vedem unde ne duce în zona respectivă acolo. Mie mi se pare incredibil că le-am găsit. Că am găsit toate lucrurile astea. Ăsta duce spre o cutie aici, unde am găsit și mai multe lucruri. O să fac cam așa, astea două poate să fie și astea să vină, uite așa, food level low, da, păi gata. Mergem și urcăm. Nice. Nice, ce-am găsit pe aici? Nu mă așteptam. Bun, întrebarea este... cum ieșim de aici? Cred că trebuie să merg încoace. Și am găsit, am ieșit la suprafață. Și o să mergem. Mamă, ce mișto! Ce mișto! În următorul episod, dragilor, o să craftăm acel Warden's Key Searcher și vedem exact ce mai găsim. Acolo avem totul, dar cred că, sincer, Home 1.0 este mai aproape de noi. Și vom merge acolo. Uite, am mai găsit aici o cutie. Nu ne agităm chiar așa. Hai să le aranjăm un pic. O să trag un pic de oxigen ca să putem să luăm ăsta. Ce mai putem să lăsăm? Putem să lăsăm aluminiul ăsta. Fertilizerul ăsta putem să le lăsăm. Bine că am lăsat aluminiu și am luat tot aluminiu. Și o să vreau să iau osmiumul. O rog în pasă, nu? Da, dar nu. La fel, explosivul ăsta nu am nevoie neapărat de el. Mai degrabă am nevoie de osmium. Și cam atâta. Bun. Hai să mergem, că nu prea mai am mâncare. La Home 1. Și acum am găsit o altă peșteră. Ce-mi dă peștera asta? Asta e peștera cu cristale dubioase, care nu sunt atât de dubioase. Mi se pare, sincer, mi se pare că este... că sunt... nu, osmium zeolite. Sincer. Dar partea bună e că ieșim foarte bine. Că am mai fost pe aici. Și dacă nu mă înșel, se iese pe undeva pe aici. Și sus. Și apoi jos.
sub și jos aici este... Da. Doamne, fraților, ce am avut în videoclipul ăsta. Fenomenal. Eu mă declar nesperat de fericit. A fost genial această expediție. Sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim în episodul următor, în care o să dăm unlock la microchipul acesta pe care îl avem noi aici, Warden Key Detector. Da? Dar în episodul următor, oricum, am scos super multe chestii. Rămâneți cu bine, fraților. Avem și tier 3 tree spreader, da? Hai să vedem cum îl facem. Tier 2 fertilizer, tier 2 fertilizer, zeolite, e bine. Da, problema e că consumă. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. Salutare!